Întreaga comunitate a Universității de Vest din Timișoara aniversează 80 de ani de la înființarea în spiritul care a consacrat-o, unul al performanței și al excelenței, ca rezultat gradual și permanent al unui demers perseverent realizat de cadre universitare, cercetători și studenți, alături de parteneri din comunitate. La viitorul Universității de Vest din Timișoara, ca o agură în societatea în care trăim. Evident că este extrem de important și aducem prețuirea bine meritată celor care au pus piatra de temelie și au ridicat zidurile. Dar de acolo, decenii, generație după generație de profesori, de studenți, au contribuit la șlefuirea educației, ducând-o spre excelență. În 1944, regele Mihai al României a semnat decretul 660, prin care la Timișoara, aici, se înființa o nouă titorie educațională, Universitatea de Vest din Timișoara, pentru Timișoara, pentru zona de vest a țării. De atunci, gândul nostru este spre viitor. Și an de an, dintr-o universitate regională, am devenit una națională, una internațională și alături de colegii mei și alte universități din România, am stat umăr la umăr în tranșeele unui război pașnic pentru a duce Universitatea de Vest din Timișoara și învățământul superior din România pe harta ultra complexă și complicată a mediului academic internațional. Aniversarea împlinirii celor 8 decenii de la înființarea UVT a creat prilejul organizării unei serii de evenimente cu profil special oferite de UVT în perioada 23-25 mai 2024, context în care comunitatea academică a UVT reia parcursul evenimentelor memorabile dedicate comunității timișorene sub un generic special al aniversării din acest an, UVT pentru comunitate, pentru Timișoara. În 14 decembrie 1944, după o audiență la primul ministru, ministrul de aici, Sever Boc, și cu câțiva părănțeni, au prezentat acest memorul guvernului și apoi regele, cum s-a menționat, a semnat decretul și care a fost publicat în Monitorul Oficial în 31 decembrie 1944. Într-adevăr, deja la sfârșitul anului 44 se putea cunoaște care va fi soarta războiului, adică va înceta. Ceremonia de deschidere a festivităților UVT 80 a fost organizat în spațiul primitor al Teatrului Național Mihai Eminescu din Timișoara.